din spate. Tocmai de-aia m-a dus altfel. Beatrice Romanescu, marketing și PR la Federație și stâlp în Federația Română. Bună dimineața! Bună dimineața! Adina, una din vinovate. Bună dimineața! Bună dimineața! Și domnul Petre Arnăutu este antrenorul lotului. Bună dimineața! Bună dimineața! Omul care probabil pe interior se consumă mai mult decât toți în sala aia, pentru că trăiește din toate punctele de vedere. Nu e ușor să fii antrenor. O să încep cu o Beatrice. Spune-ne în mare ce s-a întâmplat în Africa de Sud, câți am fost acolo și dacă ne-a ieșit planul. O performanță fantastică, o performanță care practic, fără a folosi cuvinte mari, scrie istorie în cartea tenisului de masă românesc, pentru că este pentru prima oară când câștigăm în istoria campionatelor mondiale de juniori, când câștigăm medalia de aur și titlul mondial și de asemenea pentru prima oară când câștigăm o medalie de bronz prin Adina Diaconu în proba de simplu. Nu numai noi, românii, nu numai pentru noi este o premieră, ci și pentru Europa, practic, pentru că este un record. Niciodată Europa nu a avut acces în fazele finale, deci în semifinale și finale ale acestei competiții. Iată așadar că România este reprezentată la cel mai înalt nivel prin juniorii noștri și trebuie să remarc faptul că este extraordinar acest schimb de generații și de fiecare dată niciodată nu poți avea seniori de top, seniori de valoare, dacă nu privești în spate și nu sclădești generația care vine. Din punctul ăsta de vedere, tenisul de masă stă foarte bine și din punctul acesta de vedere, pentru că practic la toate nivelurile suntem foarte bine reprezentați, iar acum avem un moment de o bucurie intensă și maximă. Știu că bucuriile în general în sport sunt de scurtă durată, dar mi-ar plăcea acum să fie maximalizat acest moment și n-aș vrea să vorbesc despre nimic din ceea ce există, ce nu există, da? Despre nevoile pe care le avem, ci efectiv este o bucurie. Adina Diaconu și Andreea Dragoman, două fete de aur, două fete care au spart bariera asiaticilor. De fapt, asta este, cred că, cel mai important. Faptul că am reușit să spargem această barieră a jucătorilor asiatici și să câștigăm medalia de aur, să joci o finală în campionat mondial, într-un sport care este net dominat de jucătorii asiatici, de la cele mai frage de vârste și până la vârsta senioratului, este o performanță inegalabilă, efectiv inegalabilă. Și tocmai de aceea suntem extraordinar de bucuroși și, sincer, aceste fete merită mult mai mult decât ceea ce există, merită o recunoaștere, de fapt, o recunoaștere a valorilor și a performanței pe care astăzi și a bucuriei pe care ne-au produs-o. Da, e o bucurie imensă pentru noi toți. Când am văzut știrile de dimineață, atunci chiar ne-am împăroșat, cum zice la noi în Banat. Adina, pe Adina ați mai văzut-o, era micuță și firavă, a mai fost la noi acum câțiva ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum ai 17 ani. Și a fost categoric un turneu ce-ți va rămâne în suflet, în creier. Voi aminti, cred că, toată viața de acest turneu. Zi-mi în mare, cum s-au petrecut lucrurile? Ați avut un plan? V-ați gândit atât de sus? Sincer? Sincer, ne-am gândit la o medalie la echipe, pentru că în probele de simplu și dublu este foarte greu, cum a zis și doamna Beatrice. De obicei sunt dominate de sportivii asiatici, iar după ce am văzut că nu am obținut medalia de la echipe, am fost foarte motivate în celelalte probe, ne-am concentrat pe fiecare meci și totul ne-a ieșit foarte bine. Cu cine a fost cea mai grea bătălie? Toate partidele au fost foarte grele, dar cred că cea mai importantă a fost cea de la simplu pentru intrare în semifinală, una, apoi semifinalele, nu pot să zic că au fost ușoare, nu puteau fi ușoare, categoric. Da. Vă urâți între voi, adică așa aveți privirea, că tu ai o privire așa foarte pisicoasă, adică eu nu pot să văd pe Adina cum s-ar, eu să fiu japonez așa să uite la mine cu ochii ăștia pe genul, te mănânc. Nu, ai, aveți supărări din astea între voi, vă mai înghentiți? Nu, că nu e un sport de contact, aveți file între voi, am înțeles. Dar ele sunt mărunțele? Ele sunt foarte mici, da, și foarte rapide. Da. Acesta este cel mai mare atu al lor, dar noi reușim să
le învingem de multe ori cu tactica, avem mai multă forță decât ele, da. Și acesta este cel mai mare atu al nostru. Iar la acest campionat chiar am spus că după ce m-am calificat și la dublu și la simplu în semifinale, a fost una dintre cele mai fericite zile ale mele din... Zi-mi și mie, nu știu cum e la sportul de fete, noi când avem meci important sau vreo finală, nu dormim toată noaptea. Cum e la turneul ăsta? Adică te pui în pat, pui păturica și... Și am dormit 10 ore, cred, înainte de ultima zi. A, da? Pentru că păi asta e, mă, secretul. Să ai creierul la tine, nu ca noi. Foarte obosit am fost, nu dormisem înainte cu noapte, n-am dormit aproape mai deloc, iar în ziua cu semifinalele am fost foarte odihnită. Am fost ok. Domnul Petre se chine de ceva cu fetele astea, au scos și perial, după cum se vede. Vreau să știu care e parcursul unui sportiv până ajunge, iată, deținător de medalie de aur. Cel puțin aș vrea să vorbesc de Adina, pentru că e aici și este aici prezentă. Sigur, se întâmplă și la alte cluburi mari. Copiii sunt selecționați nu totdeauna de antrenorul care poate iese în față, să zicem așa, dar sunt selecționați de colegilor și după aceea poate îi preia și îi cizelează și îi aduce la o anumită valoare. Bun, așa s-a întâmplat și la Adina. Când știam că Adina e deja o jucătoare bună sau peste medie de tenis de masă? Deci ea a fost selecționată de o colegă de-a mea, Coneschi Felicia. Da. S-a pregătit cu ea circa 3 ani. Da. A obținut un rezultat destul de bun la vârsta respectivă și după aceea am luat-o în grupa mea de performanță, unde 6 ani de zile am pregătit-o și ea cât a ajuns la această valoare. 6 ani de zile. Da. Am înțeles. Când a fost cel mai greu la turneul ăsta? Când ați simțit că... De la început a fost foarte greu. De la început a fost foarte greu, pentru că, așa cum spunea și Adina, obiectivul nostru era să câștigăm medalii. Da. Pentru că an de rândul, noi de circa 7 ani, 8 ani, tot câștigăm medalii la categoria asta de vârstă. Deci simțeați că ceva bun vine? Sigur că da. Pe Adina n-am văzut-o niciodată mai determinată ca acum. Da. Și ea și colega ei, Andreea Dragoman. Și sigur că am trecut prin momente dificile și foarte dificile. Și aș putea spune aici, în semifinala de dublu, da, am condus cu 1-0, da, 2-1, s-a făcut 2-2, 3-2 pentru jucătoarele din Hong Kong, da. Și 10-5. 10-5, le mai trebuia un punct și gata. Aveau deja 10-5, da. Și 3-2. Bun, și cum am întors? Ce le-ați spus? Trebuie să-mi spuneți, le-ați dat jărate că ați venit, ați... Da. Le-am luat, a scos nuiaua, ceva ați făcut. Le-am luat un time-out, da. Le-am încurajat, le-am spus că se poate încă. Sigur, mai devreme de 10-5 a fost asta, nu chiar la 10-5, pentru că era târziu să iau atunci. Da. Le-am încurajat, le-am spus câteva lucruri tactice care eu le-am observat, pe care eu le-am observat. Ce se vedea de pe margine, da? Sigur că da, dar dorința lor, determinarea lor, eu cred că a făcut ca ele să egaleze și să câștige acel set. După care și setul decisiv a fost foarte greu, n-a fost ușor. Am avut 10-7. La 10-7 am pierdut 2 puncte consecutiv. Da. Deja eram în corzi. Nu venea să cred. Mi se părea că totul se năruie. Însă fetele sau presiunea a fost atât de mare că nici japonezele n-au reușit să se mai concentreze suficient de mult și fetele noastre au câștigat punctul decisiv, deci a fost și asta le-a făcut campioane. A fost și un meci de uzură. Da. Le mulțumim fetelor tare mult pentru ce au făcut pentru noi, domnule antrenor, oamenilor din federație. Beatrice a reușit un lucru spectaculos de anul ăsta, meciuri importante de tenis de masă, se joacă chiar în TVR, adică într-o sală unde sunt camere, lumini, spectatori, e un spectacol de adevăratele. Din nefericire, tenisul de masă n-a fost tot timpul bine privit și au ajuns și în săli din astea mai obscure, unde poate lumea nu știe atât de multe lucruri despre ele. Vreau să-ți propun, Adina, un lucru important. Nu știu dacă n-ai făcut asta. Ai jucat tenis de masă în toate felurile posibile? Nu.